Acestea au fost așadar cele mai importante evenimente din ultimele ore, pentru că mai e foarte puțin până la ultima zi de depunere a candidaturilor pentru aceste funcții și de la primărie și de la consiliile locale și de la consiliile județene. Și discutăm pe această temă chiar acum cu sociologul Marius Pieleanu. Bună seara! Bună seara! Am văzut așadar lansarea lui Sebastian Burduja și am văzut și declarația președintelui PSD, care este și premierul României, Marcel Ciolacu, spunând că are un sondaj care arată că pe al doilea loc ar fi Gabriela Firea și pe primul loc Nicu Șordan. S-a resetat jocul și s-au resetat calculele odată cu intrarea în lupta celor doi? Teoretic ar trebui să se reseteze, fiindcă am convenit cu toții, în București există o extrem de, cum să spun, clară polarizare a votului și este un vot mai degrabă politic decât unul pe proiecte și pe personalitatea candidatului. Și iar reîntoarcerea, ca să zic așa, sau întoarcerea, mai corect spus, a doamnei Firea în poziția de data aceasta, nu a candidatului deocamdată, ci a candidatului definitiv pentru funcția de primar din partea PSD-ului, este foarte posibil să fi resetat deja ierarhia pe care o cunoșteam până acum câteva zile. Cu alte cuvinte, o parte importantă din bazinul electoral al PSD-ului, care se risipea, ca să zic așa, către alți candidați, nu și către candidatul Alianței, domnul Cârstoiu, acum să fie revenit la matcă și să-i acorde votul de încredere doamnei Gabriela Firea. Dar, practic, intrarea în joc a Gabrielei Firea este o foarte mare problemă teoretic pentru Cristian Popescu Piedone, pentru că au fost asociați cei doi cu un tip asemănător de electorat. Iar Sebastian Burduja o problemă pentru Nicu Șordan, teoretic. Dar corect. Nu? Corect, așa ar fi. Da. Pentru că candidatul Cristian Popescu Piedone culegea voturi importante, numeroase, din rândul electoratului Partidului Social Democrat, după cum și candidatul în funcție primar general al Dreptei Unite, domnul Nicu Șordan, culegea voturi de la Partidul Național Liberal și de la candidatul, mă rog, fără candidatul Sebastian Burduja, dar acum cu Sebastian Burduja, care, dacă observați și astăzi, vine puternic pe un profil asociat performanței de către publicul bucureștean și similar cu cel al domnului Nicu Șordan. Nu-i așa? Vin pe motocicletă, cu cască în cap, cu rucsac în spate, adică e mai puțin, cum să spun, adresat publicului de vârsta a treia din București acest mesaj, această decizie de a se lansa în felul ăsta, ci mai degrabă către publicul tânăr, către publicul activ, dar în prima parte a vieții active de la un om și toate lucrurile astea pot să aducă surprize majore. În orice caz, deocamdată știm că primarul în funcție își păstrează totuși o poziție dominantă derivată din faptul că, cel puțin așa de spun sondajele de până acum, derivată din faptul că e primarul care este omul care are funcția de primar și, mă rog, are un wild card automat de la populație din această perspectivă. Și o ultimă întrebare pe scurt. Care dintre cei patru pe care i-am pomenit până acum are șanse de creștere? Toți. Depinde cum vedeți lucrurile. Nicu Șordan culege voturile utile ale celor din centrul dreapta, Gabriela Firea poate să culeagă voturile, pe teoria votului util, așa mult, mult trâmbițată sintagmă publică deja, din partea centrului stânga, Sebastian Burduja poate să-și ia și el voturile, cel puțin ale partidului, și care sunt destul de mari în București. Deci, toți care nu văd de unde va câștiga Cristian Popescu Piedone. El poate să ia cu siguranță din rândul nehotărâților, pentru că în continuare 40 și ceva de oameni, 40 și ceva la asta din cei care au
domiciliu în București declară că n-au încă un candidat pentru care să meargă la urne. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Încă nu a început oficial campania și de aceea se mai pot schimba lucrurile. Putem să vedem evoluții foarte interesante. Mulțumim! Mergem mai departe acum.